Foarte multe familii din România întâmpină o provocare colosală zi de zi, și anume creșterea propriilor copii. Cheltuiala începe încă din timpul sarcinii, sumele scoase din buzunar pentru controle sau analize sunt destul de piperate, apoi urmează grădinița, școala, pentru care banii de altfel sunt esențiali. Totul în timp ce în alte țări statul îi ajută pe părinți prin asigurarea educației copiilor din bani publici. Să faci și să crești un copil în România este extrem de costisitor. Încă din timpul sarcinii, părinții scot din buzunare în medie peste 10.000 de lei. Nu este o surpriză nici faptul că provocarea financiară devine din ce în ce mai grea odată ce timpul trece. Unii părinți ajung să cheltuie lunar pentru copil în jur de 5.000 de lei. Undeva la 4.000-5.000 de lei lunar. Sper acceptabil pentru copil. Depinde de fiecare copil, depinde de ce activități are, depinde de multe lucruri. Nu știu să spun sigură sumă. Trece de 1000 de lei pe lună? Deci, mult. Doar pentru unul, cred că în jur de 1000 de lei. Bine, cu pregătiri, cu tot ce... Cei mari, foarte mari cheltuierile copiilor. Pentru copii, da. Mai ales că acum trebuie să-i dăm la pregătiri. Că școală mai puțin au făcut în ultimii 2 ani. Cred că undeva la 5000 de lei. Cu grădiniță, cu toate cele... Sau poate și depășim. Sunt enorm de mari. Numai la naștere și în primul an de viață, părinții scot din buzunare peste 16.000 de lei. Banii se duc în mare parte pe analize, haine și accesorii, produse de îngrijire pentru copil, alimente și transport. Cei mai mulți bani sunt alocați pregătirii casei pentru copil, aproape 4.000 de lei. Grădinița și școala sunt iarăși o sursă de cheltuieli la care foarte mulți părinți fac față cu mare greutate. Asta în timp ce în multe țări bogate, statul ajută în mod real familiile, prin asigurarea unei educații de calitate suportate din bani publici, la care se adaugă și bunăstarea părinților. În țările dezvoltate, statul îți deduce anumite cheltuieli pe care le faci cu copiii. Adică dacă îi duci la un not, la un sport, ceea ce este absolut esențial în ziua de astăzi, statul, la sfârșit de an, îți deduce din impozitul pe care l-ai plătit. Nu la fel stau lucrurile la noi, unde atât statul cât și oamenii se confruntă cu lipsa resurselor materiale, învățământ deseori ineficient, servicii îndoielnice și probleme de sănătate. Da, te costă foarte mult să întreții un copil. Acum, dacă ai mai mulți, costul pe copil scade, să știți, pentru că așa cum vorbim de economie, de așa este economie de scară, deci costul este mai mic pentru al doilea copil, pentru al treilea copil, toate că bugetul tău pe ansamblu să fie mai mare. Pentru că, practic, ești în par jucării, hainuțe și mai departe. Costul unui copil și mi-a ieșit undeva la suma de 1516 lei în septembrie 2021 și încercând să actualizez în aprilie 2022, suma a fost de 1668 de lei. În acest moment, pentru copiii de până la 2 ani, alocația este de 600 de lei și de 243 de lei pentru cei de până la 18 ani.